Hei, hai să vă spun o aventură. Bă, voi cât de des mergeți la biserică? Eu când eram mic, mergeam destul de des, suficient cât să știu cel puțin unde se situează și cu ce se mănâncă. Bă, dar din tainele astea ale Domnului, cum era vorba aia? Bătaie ruptă din rai. E bine, ceva avea să-mi confirme zicala asta, dar înainte să-mi vedeți, dați acolo un subscribe și un like, că mai avem puțin până la 10.000 de abonați. Am încredere că se poate. Bă, cum ziceam, într-o zi cum eram la țară pe uliță cu Acvilă și Corbel și mai făceam noi mișto unii de alții, din depărtare se aude nimeni altul decât Emi îmbrăcat frumos la costum. De mai, nu știam ce e cu el. Ce zici, bă, Emi, gata, te însori sau? Eu cred că sunt hainele lui de mormântare, bă, zici că ești bunicul, dracu. Ce vreți, mă, nu vedeți ce mișto m-am îmbrăcat? Ba da, bă, tu ești, ia zi, care-i faza? Cum care-i faza? M-am angajat. Unde dracu te-ai angajat, bă, tu la pompe funebre? Ia, la biserică, mă! Că ce mă la biserică? Țărcomnic, mă, mădă! Acum, dacă nu știți ce e ăla un țărcomnic, e atunci când popa recită ce are el de recitat acolo, iar datoria țărcomnicului e să zică de câteva ori. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Destul de ușor, zic eu. Păi cum dracu, bă, nu era neatitel țărcomnic? Ba da, dar azi am fost eu în locul lui și mi-a dat bani, mâine se întoarce că a avut niște treabă. Neatitel acum, ca să înțelegeți, era bătrânelul ăla de treabă din sat care mai mereu vorbea frumos cu noi și ne mai ajuta cu un alta. Mai ales prin faptul că noi ne jucam pe la el la poartă și aparent a prins cumva drag de noi. Mai ales atunci când eu, Acvilă, Corbel și Emi ne-am hotărât să-i construim casa lui Neatitel. Dar asta e altă aventură. De fiecare dată când făceam gălăgie în fața porții lui Neatitel și venea cineva să zică că gata să plecăm, ei bine, Neatitel avea stilul lui de a se lua în gură cu toată lumea. Dacă îmi venea vorba de noi, avea o oarecare plăcere să ne apere. Hai mă copii, plecați din fața porții că faceți gălăgie și nu mai pot să pun rufele pe sârmă liniștită. Neatitel acolo și cu câteva beri la bord mai mereu, ca nu să puteam, îți dai seama, se lua mai mereu de ea. Dar ce făceai cu copii? Distrați-vă, bă, băieți, că sunteți tineri, ia uite bă la ea. Păi cum mă, cu atâta călăgie nu pot să fac treaba liniștită de ei? Dar tu te, fata mea, la câmp și fă-ți treaba, că aici e loc public. Ia uite drăcia dracului, ești în fața mea, Scorpion, să nu te mai văd. Bă, și uite, așa ne lua Neatitel la apărarea. Iar pe lângă că ne plăcea pe noi, cum ziceam, combustibilul lui, numărul 1, era băutura să aibă energie. Acum cum stăteam noi acolo și vorbeam de Neatitel, zice Emi. Bă, dar nu vreți să veniți cu mine la biserică? Eventual mai vedem o chestie, că a zis Neatitel că poate mai dă și cu altă ocazie să fiu țărcomnic în locul lui. Bă, fii atent, veni mâine dacă zici că e el, mergem și îl vizităm, vedem acolo, vorbim ce și cum. Așa, ne vedem mâine fix aici. Bă, dar tot costumul ăsta li-e după tine. Na, e, dar normal, cum? Merge la biserică, naiba să vă îmbrăcați cum trebuie. Acum, na, eu nu eram foarte, foarte credincios și așa, dar pentru Emi să meargă la biserică era un eveniment major. Așa că a doua zi ne-am îmbrăcat noi normal, Emi în costumul lui de ziceai că gata, luăm pachet și îl îngropăm și pornim spre biserică. Acum l-am văzut pe Emi așa cu emoții și am zis să-l întreb. Bă, Emi, dar ce-i mă de tremuri așa nebune că nu mergem la tăiere? Lasă bă, dar nu de asta, dar vreau să vorbesc cu Neatitel să o mai lase țărcomnic, că mai îmi dă așa niște bani și e foarte, foarte frumos pentru mine. Bine bă, dar hocă, nu e mare lucru acum. Bine bă, nu știi tu ce frumos e că n-ai fost. Acum ce să mai, Emi își găsise deja vocația, iar noi mergeam după el. Până la urmă ajungem la biserică, iar aici era Neatitel și preotul statului care recitau ceva. Era așa ceva mai light, că apare nu era cine știe ce lume. Am intrat acolo și au început. Binecuvântat fie Dumnezeul nostru, Doamne miluiește, apără și păzește sufletele păcătoșilor. Doamne miluiește, ia-i în paza ta și arată-le calea cea mai bună, Creatorul nostru. Doamne miluiește. Ați prins voi ideea, iar după ce totul era gata, mergem la Neatitel să-l salutăm și să-l întrebe Emi ce voia. Ce faci, mă, Neatitele, ce zici, mă, tale? Ce să zic, bă, băieți, uite, voi puțin vin, m-au împărtășit și cum s-ar zice și să meargă cântecul ăsta mai bine. Bre, Neatitele, dar te plătesc, mă, bine ăștia aici? Aolo, păi da cum, băuturică, căldurică, mai vezi așa cât o femeie, una alta, o pomană, o duc bine, mai au cât un pachet, chiar vă e foame? Am așa în spate mâncăruri făcute ca lumea.
Când am auzit, îți dai seama că eu cu acvilă și corbel voiam să-i zicem că da și să mergem direct, dar ne-o ia Emi înainte. Nea Titele, ia fii atent, ne mai lași și pe noi să cântăm, să organizăm pe aici, că mie îmi și place. Eu v-aș lăsa, îți dai seama să beau și o bere, dar nu mai am bani să vă dau. A, păi dacă nu mai, Nea Titele, atunci... Ce bani, bre, ce bani, ia uite, bă, de-aia crezi că suntem aici, te ajutăm noi și pe mata, mai bei o bere, vorba aia strâng și matea bătrânețurile astea. Dar ce bătrânețuri, că dacă mă uit la matale, maxim 50, nu 70 îți dau. Bine, bă, băieți, păi luați hainele dacă aveți nevoie și vedeți că mâncare e în spate acolo, eu mă duc la bere. Bă, acum eu cu acvilă și corbel nu eram mare fan cântat. Dar când am ajuns la mâncare, îți dai seama că nu se punea problema să nu ne placă. Acvilă, corbele, tată, voi ce vedeți? Oalu, câtă pomană avem aici. Ce ai, frate, că era la mâncare acolo, pomeni și toate alea puse frumos de nu știi ce să mănânci. Bă, băieți, eu mă pregătesc că începe slujba, mai veniră oameni. Vă băgați și voi? Du-te, nu, că venim și venim și noi. Da, a mai venit pe dracu. Acum cum credeți ca de curziua? Emi cânta, iar noi mâncam și beam suc pe gratis. Mai lua și Emi câte o pauză și ne mai întreba dacă ne băgăm, dar noi cu gurile pline refuzam politicos. Lasă-ne, dracu, Emi, să mâncăm. Acum, na, am continuat așa, dar până la urmă se termină ziua și mergem înapoi spre casă. Pe drum foarte entuziasmat, ne zice Emi. Bă, băieți, v-a plăcut? Mie mi-a plăcut maxim. Dacă vreți, vorbesc eu cu Nea Titel și pentru mâine. Bă, vorbește, că parcă aș mai mânca ceva, sincer. Da, bă, da, spune-i. Știți cum e, nu puteam să-i strigăm dorința lui Emi, iar noi mai voiam să mâncăm una alta. A doua zi, iar ne vedem în față și am continuat să mergem la biserică și să facem aceleași lucruri cam vreo săptămână, așa. Eu, Acvilă, Corbel și Emi. Eu cu Acvilă și Corbel mâncam, iar Emi cânta din tot sufletul în biserică. Ba chiar la un moment dat, când a văzut ce implicat e, preotul satului l-a pus să și recite. Slavă ție, Doamne, slavă ție, apără pe acest slujitor ai Domnului, amin. Bă, dacă pe orice lucru făcut mult, mai ales tu oarecum pe gratis, ne lovește într-o zi curiozitatea cum eram pe drum spre biserică. Și zic, bă băieți, facem și noi ceva diferit azi. Ce să facem, bă, mădă? Mergem să vedem unde se duce Nea Titel, că mereu pleacă și nu știm unde-și bea berea. Bă, da, poate nu se duce mereu la bere, o avea și omul treabă, îl deranjăm acum. Îl deranjăm. Lasă, bă, că nu-ți ia talentul la cântat-o pe tine te pune. Bine, bă, cum facem? Păi cum a plecat, mergem și noi după el. Păi și slujba, nu pot să lipsesc. Bine, bă, Emi, acum merg eu cu Corbel și Acvilă, tu-ți vezi ale tale dacă nu vii. Zi și făcut, ajungem la biserică normal, pleacă Nea Titel, iar eu cu Acvilă și Corbel imediat după el, pentru că Emi a rămas acolo să cânte. Acum n-a, a mers noi acolo după el cât a mers prin sat, dar nu a durat 5 minute că imediat lângă biserică se duce direct la un bar. Ia uite-l, bă, s-a dus la băut nebunul. Ce facem, bă, mergem la el? Dar ce să mergem, bă, ce avem cu Nea Titel? Nu știi că ăsta e combustibilul lui? Lasă-l să-și facă de cap. Da, om, până la urmă Nea Titel dădea preoția făcută de Emi pe băutură la barul de lângă biserică. Acum n-a, ce să facem? Am elucidat misterul și mergem înapoi la biserică la Emi. Doamne miluiește! Ia ziceți, băieți, cum a fost? Unde se duce? Se duce să se împărtășească, mă, Emi. Ce, mă? Păi aici la biserică să face. Nu, mă, nebunule, bea de stinge la barul de lângă biserică. A, se mai întâmplă, mă, că așa e el puternic. Asta am zis și eu. Acum am continuat noi ziua cu cântat și mâncare. Bă, dar în două zile de preoție, cum abia ce voiam să intrăm în biserică pentru ale noastre, la un program normal în care veneam de acasă, în fața ei... Ce crezi, frate? Nea Titel cu o toporișcă în mână să se ia la bătaie cu alți săteni de acolo, care veniseră cu bâtele. 1v3. Dar ce v-am făcut, bătați-vă, dracului, de analfabeți? E zici, bă, moșule, du-te, dracu, de beții, bă, dă datoria aia la bar, că te rup cu bătaia. Ce datorie să vă dau, bă, nenorociților, că n-am băut așa mult, m-am scris acolo pe caiet? Bre, n-auzi, ne dai, te dracu, că nu ne rugăm de tine. Noi acolo ne uitam ca proști, îți dai seama. Bă, imediat îl văd pe un băiat din ăla, cum își ia băta și vrea să-i dea lui Nea Titel una. Doar că ăsta, bang, dă cu toporișca direct în băta lui, după care îl lovește cu un pumn în burtă în timp ce și-a liberat toporul. Cum au văzut ceilalți doi, ce vorbești, vere, că au lăsat și băte și tot și au luat-o la fugă. Dar ce credeți, că s-a lăsat mai prejos? Nea Titel, probabil rupt în gură de beat, direct cu toporul după ei. Stați, stați, virățai, dracule, te nenorociți că vă arăt eu vouă o bătaie. Ce-i vire că nu eram acolo, nu ne venea să credem. Imediat îmi zice Acvilă. Bă, bă, ce facem, mergem după el? Bă, eu așa zic că eu moară, dracule, Nea Titel, și avem pe conștiință. Tu ce zici, bă, Emi?
Dar ce să mai zic, Emi, că ăsta deja ne-o luase înainte. Neatitele, obre! Ce vorbești, că în două secunde am pornit după el prin sat? Noi după Emi, Emi după Neatitel, iar el după aia fugari. Băiatul de fusese lovit, nu se ridicase încă probabil și în stare de șoc, dar mai bine așa că n-am mai avut Neatitel treabă cu el. Acum cum alergam noi acolo, tot urlam și noi. Neatitele, lasă-i bre că nu știu ei ce fac. Dar n-aveai pe cine să convingi că Neatitel îi avea în vizor. Acum în cele din urmă am ajuns la casa băieților, au închis ei poarta în fața lui, iar Neatitel și ăsta începe să strige. Deschideți, deschideți, erați ai dracului, păi ce trecea dracului, veniți să mă bate și acum tot voi fugiți. Voi de capul vostru cu totul. Bre, Neatitele, lasă-i bre că n-au vrut. Ce să-i las, mă, ce să-i las? Mă întâlnesc cu ei și mă bat pe mine, lasă că le arăt eu lor. Acum nu prea puteam nici noi să ne luăm în gură frea tare cu Neatitel, că avea totuși toporișca aia în mână. Bă, dar dintr-o dată îl văd pe Neatitel cum o ia razna. Înainte să continuăm, iată aici comentariile săptămânii. Dacă vrei să apari, lasă și tu unul. Iar întrebarea săptămânii de azi este... Care e diferența dintre un topor și un baltag? Lăsați răspunsul în comentarii. Revenind, bă, îl văd imediat pe Neatitel cum ia toporul și dă să arunce cu el. Dar atunci, nu știu ce mi-a venit, că am încercat să-l țin de mână, aruncă Neatitel cu toporul peste poarta băieților. Da, totodată îmi taie și mie degetul. Au, au, degetul, au, mi-a tăiat degetul. Ce vorbești, vere, că în câteva secunde curgeau și roiești de bun. Au, degetul, mi-a tăiat degetul. Atunci și Neatitel, parcă trezit din beție și nervozitate, își ia tricoul și mi-l înfășoară în jurul mâinii. Olu, olu, o să vedem, o fi grav? Eu-ți dai seama. Degetul, degetul. Agvila, Corbel și Emi erau direct în jurul meu. Bă, mă, dă, bă, ești bine? Bre, Neatitele, ce dracu vrei, mă, să-l omori? Bă, dar ne uitam noi la deget și aparent când dăduse Neatitel cu toporul, cât am apucat eu să pun mâna, nu știu cum a venit și m-a tăiat așa la baza degetului mare din lovitură. Acum nu era așa de rău cum crezusem. Bine, probabil că dacă eram puțin mai rapid, îmi tăia Neatitel degetul direct din rădăcină. Dacă vreți să vedeți cum arată degetul acum cu cicatricea, puteți să căutați pe Instagram aventurile lui Mădă, vă las acolo o poză. Ulu, băieți, hai că vin cu voi să-l duceți acasă, bine? Bine, bre, Neatitele, hai mai repede. Mie deja începuse să-mi vină rău cu leșinul, cu din alea. Clipeam așa și vedeam din părți cum uitam la ei. Cu toate astea, am mers cu Neatitel și băieții, dar nu acasă la mine că eram cam departe și ne-am oprit tot la biserică. M-am înfășurat Neatitel acolo, dar de data asta, cu ce trebuie, ca aparent, aveau pe la biserică de toate. Și ușor, ușor, am început să mă simt mai bine. Imediat îmi zice Neatitel. Mă, dă, ai afară să mă iei aer acum, să stăm jos undeva. Da, Neatitele, hai. Mergem noi afară, dar acolo ce crezi, frate, băieții de dinainte? Doi cu bâtele și altul cu toporișca lui Neatitel. Neatitele, amă, mă, ești mecher fără toporișcă? Zi, mă, de ce nu vii la noi? Ce-ai vere că atunci dispare Neatitel de lângă noi și îl văd cum sare gardul prin spatele bisericii. Băieții ăștia când l-au văzut, atunci s-au dus direct în spatele bisericii prin afara curții, că au zis că ies direct în cale, la stradă, cine știe. Bă, dar după ce pleacă ăștia, Neatitel înapoi la noi. Bre, Neatitele, am crezut că fugisei. E, fugise, mi-am trimis pe băieți la dracu să caute pe cine vor, aia dacă nu sunt copți ca mine. Bre, Neatitele, dar ce ai avut, mă, cu ei, că era să-mi tai mie degetul? Păi nu, că am fost la barul ăla de lângă biserică. Am băut și eu, că puțin, am băut așa... un pahar, dar să trezesc ăștia să vină să înceară bani, că dacă nu mă omoară, că nu știu ce. Și mă bea liniștit acolo. Păi și cu toporul? Păi nu, că fii atent, am fost la mine acasă și când am văzut că e treaba serioasă, îți dai seama că am luat toporișca. Și mă duceam tot la bar să-i sperii. Dar atunci ei au venit la biserică să mă caute cu bâtele și ne-am întâlnit în fața bisericii. Bre, Neatitele, ai dat la ăla cu toporul în bâtă, l-omorai, dracu? El omora, măi, acum na, ce să facem? Bre, Neatitele, ești matale, bea ce acum nu știi ce vorbești, nu e în regulă, n-ai bă, e mare lucru. Ai bine, bă, băieți, vă las după voi și mâine, eu mă duc acasă acum. Bine, bre, Neatitele, mulțumim. Pleacă Neatitele din curtea bisericii și noi am rămas acolo, că mai aveam din programul lui Emi, la fel cu cântatul. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Și eu îți dai seama, să mai treacă degetul, mâncam pomeni în curtea bisericii cu Agvilă și Corbel. Acum am mai stat noi așa puțin și până la urmă am plecat acasă, dar nu înainte să trecem pe la Neatitel, sau cel puțin așa voiam noi, că pe la jumătatea drumului, în șanț, pe cine credeți că găsim? Ei bine, era Neatitel!
Bă, uite-l pe Neatitel! Paolo! Neatitele, scoală bre, ai murit! Atunci ce să mai? Se duce Emicroid și-i dă două scartoafe peste față, lăsați un comentariu dacă știi ce s-alea scartoafe, și s-a trezit imediat. Ce bă copii, ce are? Bre, Neatitele, am zis că te-ai dus. Da, ce să mă duc? Mă duc acasă! Nu, Neatitele, nu acasă, era ieșat, zdruc de pe atât, am zis că te duci la el de sus. Hai așa ușor că te ducem noi. Stați așa încă 5 minute. Neatitele, ce să te mai lăsăm, că în 5 minute joci șoptică cu Sfântul Petru. Bă, în cele din urmă, la insistențele noastre, mai ales ale lui Emi, l-am luat acasă pe Neatitel și am mers la el acasă. Bă, dar când ajungem în față, Neatitel direct... Ia uite, firar, mama lor, a dracu, mi-au spart geamul acasă, nu că-i nenorocesc? Da, frate, ăia cu bâtele, pentru că nu l-au găsit probabil pe Neatitel, i-au spart geamul chiar cu toporișca lui. Ce să nenorocești, bre, du-te acasă și te culcă, măcar ți-au dat toporul înapoi acum. După ce ne-am chinuit puțin să-l convingem pe Neatitel să nu se ducă după ei să facă vreo prostie, s-a dus în casă să se culce. Acum am mers toți acasă, iar eu n-am mai mers a doua zi la biserică, că na, eram cu degetul. Dar din ce mi-au zis băieții, la poarta lui Neatitel era mașina de poliție pe care probabil Neatitel i-a chemat pentru geam să se răzbune. Nu știu ce am mai făcut mai departe, dar cam aici s-a terminat aventura noastră. Dacă îți plac aventurile mele, mai am foarte multe pe canal și îți recomand să le vizionezi. Concluzia aventurii de azi, bă, dacă vreodată sunteți puși în fața unui topor, nu băgați în niciun fel mâna. Nu de alta, dar eu era să rămân fără deget. Vedeți pe Instagram, cum spuneam. Noroc și ne vedem în aventura viitoare!